Gata, patroană. Ce bună faceți? Ziua, prieteni. Suntem pe canalul lui Leo, prieteni. Și filmăm, sunt aici pe oraș, mă scoase Ion și cu Cristi, a luat Cristi o mașină nouă. Ia uite, patroană, mașină. Ia, du-te, arată mașină. Asta are mașina, patroană. O mașină nouă. Citroen. Patroana vrea să filmăm mașina, filmăm mașina. Da, da, patroana, a filmat și mașina, uite și pe Ion. John, salută prietenii, John. Stai aici cu patroana. Ai grijă cu telefonul meu. La băncuță. Prieten, luai lui Ion o bere. Mulțumesc. Luai o bere lui Ion și mie o cafea. Cristi nu bea cafea. Eu nu. Am un suc, patroană, în mașină. Și i-a luat un suc lui Cristi. Și prietenii a luat lui Cristi mașina asta și ne plimbă și pe noi cu ea. A zis că ne plimbă, ne-o mai dă și împrumut, ne umbrăm și noi cu ea. Ne mai umbră și alii. Patroană, e de probă să văd dacă o țin sau nu o țin. Da, da. Dacă nu merge cum trebuie... Dar să nu mai plătim prietenii, să nu mai plătim chirie la mașină. Da, chirie. La logan. Înțelegeți, prieteni? Și suntem uite așa, să mai putem vorbi cu Leo pe telefon, mai are o mețală, trebuie așteaptă să-l ducă la investigații, la ureche, la ăia să bagă sus stat, să nu mă pricep la ăia. Așteaptă să se stază, să nervează, să... Înțelegeți, prieteni, că dacă stă numai pe cameră și ar trebui și la lumină să mai plimbă, să facă, să ia aer, asta este, prieteni. Și suntem prieteni pe aici cu Cristi, îi mulțumesc, Cristi, că ne plimbă pe oraș. Salutare, prieteni, uitați că sunt și eu. Ion, uite, luai o berică, vorbește. Ce este? Zice-o. Nu, țigări, să aștept să nu țigări. Deci aveți țigări, prieteni. Patroana, aseară mi-a făcut griji pentru mata. Aveai telefonul închis, nu știai cum... Cristi, stai să-ți spun. De. Mi-a dat Luci telefon, mi-a dat Alin, mi-a dat toți. Și eu nu știam că telefonul nu se încarcă. Era închis, nu era închis. Era închis telefonul la 12 din noapte. Și a venit Cristi, a bătut în ușă, ce ești, moartă, patroană? Zic, Doamne, nu sunt ferește, patroană. Zic, nu sunt moartă, sunt vie. Era și eu. V-a speriat când am bătut? Era și eu acolo, dar m-am speriat. Cine bate noapte? La 12 noapte? Cine bate noapte la ușă, intre hoțe pe noi. Cum am ieșit? Bam, vie. Mamă, John a venit acolo pregătit. Stai, John, că eu sunt. John, eu sunt. Fără măciucă, cu pumnul. Ce, că era cu pumnul pregătit, patron. Dar are și o bătă de baseball la ușa acolo, am văzut. Da, da, prieten. Și stai, John, că sunt eu, lăscărică. Da, și prieten, până m-a sculat, am pus telefonul, l-am încărcat și am sunat copiii, că copiii sunt desperați când n-au auzit că nu vede, că nu ajută. Deci că mor mai bine singur acolo, cu Ion zăpăcit așa. Ion, neavând telefon, patroane, știi ce a făcut Ion cu telefonul meu? Ce-a l-a fărâmat și l-a aruncat. S-a pus pata lui, uite. Ia uite ce a făcut. Nu e bine de el că nu mai știe ce e. Putea să-mi-l dea înapoi. Auzi, de la un om sărac. E bine de el că nu s-a stresat cu telefonul. Păi de-aia nu vrea stres. Auzi tu și americanii că numai cât să dura servicii am telefonul american. După aia îl închid, nu mai au treabă. Sâmbătă și duminică că ei nu poartă telefonul. Da, îl închid sau pleacă fără telefon. Ca să nu le stresează, că telefonul ce drept stresează la cap. Așa și Ion. Așa și eu. Ion americanul. Uite, stă liniștit. O bericică. N-ai nicio grijă. Am grijă. Ai grijă de patroană, de cum adică? Prin două obstacole grele, da? Pentru mine a fost greu, că n-a venit nimeni să mă caute. Știu eu, și acum... Prieteni, noi n-am beut cafea la dimineață. Și tot mi-a cum o beu rău. E cu lapte sau fără, patroană? E cu lapte. Cu lapte, da? Păi luni astăzi. E luni. Marți fără lapte, miercuri cu lapte. Da. Una da, una pa. Și la John la fel. Una cu alcool, mâine fără alcool. Da. Bere. Nu, John? Olga să nu mai mă sună, mă. N-a sunat Olga? Nu mai, mâine trebuie să sună, că trebuie să ia banii și are nevoie de bani. A, mâine... Mâine e ziua. Salariile. Da. Oricum eu plec. Pleci? Oricum eu plec în comisiune. A.
Eu opresc un comision. Așa suntem obișnuiți, nu l-am dat pe aia. O bem unde găsesc. Păi da, patron. E bună cafea? Eu nu prea am voie să beau, dar mai beau și eu o poftă să beau câteodată. Nu exagerați, nu exagerați, vezi câte una, așa, nu? Da. E pe utură, nu beau, nu mai beau și în sărbători, așa. Cănăria trebuie să mai mănânc de loc, să mănânc bendețuri, am mărțici, dragavei, lobo de ăla. Dragavei ce e? Ștevie? Ștevie, că tot am mâncat prietenii carne și mi-răm, nu pot să mă sunt bine în mâinile, picioarele. Eu unde sunt bolavă, n-ar trebui să mai mănânc carne acum. Apoi vara. Dar n-am timp, uite asta, să mă duc la piață, să-mi iau dragavei, să-mi iau lobodă, să-mi iau ce trebuie. Ceapă verde, salată, că acum e destule. Ți-au de la Lidl. Hai? Nu-mi place mie de la Lidl, de la piață, de-a noastră, de țară, Ioane. Ne ducem la piață și ne luăm. Dragavei, lobodă și coșa și mâncăm și noi, ciorbică, că ai văzut. Am văzut că și tu nu mai mănânci carne, nu-ți place. E carnea plină, frigider, e plin frigiderul de carne, patru ani. Da, i-am făcut tot ce nu știu, macaroane și puță și mâncă. Da? Da. Bravo, eu. Vezi, patroana, ce grijă are de tine? Da, îmi pare bine că nu mai se ceartă cu mine, numai când e trează foarte bun. De când nu mai se ceartă patroana? De ieri sau de la alte ieri? De la alte ieri. De la alte ieri. Ieri la alte prieten, mangă, nu putea să mă meargă. Mangă? Toată noaptea beu la niște becii pe acolo, pe la noi. Se descurcă? Când a venit, nu putea să mai ajungă până în pat prieten. Așa e, Ion? Da, așa e. Nu mai numereai patul? Să fi venit Cristi să-l vezi ce halerea, nu putea să mai meargă. Vorbea singur, popotea. Îl luam pe sus, să-l duc în pat direct. Pa, ești nici eu când îl văd de iar, nu-i mai dau înainte, tac din gură. Da, da, da. Îl lăsați în pace. I-am văzut metoda lui. Da. Când bea, îl lăsați când în pace. Bea, când e treaz, o luați cu el. Păi da. Avem 7 minute, patroana. Hai, încă câteva minute și aia e. Astăzi ce faceți, patroana, astăzi? Și astăzi, prieteni, acum mă duc pe la Luci, ne ducem pe la Luci, pe la apartament, să văd ce ne face eu, ciorbiță, să mâncăm. Dar uite cu mașina asta nouă? Să vadă și ea mașina. Da? Și mergem să o ciorbiță. Mașina de lux, patroana asta? Da, da. Gama lux? Da, și mergem să dă și Luci o ciorbiță, că face ciorbiță și ea la apartament. Să mâncăm acolo la ea. Păi da, o ciorbică caldă, făcută de Luci. Da, cu lăuștean, cu așa, mamă, ce face Luci, face bună ciorbă. Ior, mănânci ciorbă? Gata. Ai mâncat? Gata, să te la bloc cu macaroane, cu lăuștean și lucru. E bine atunci. Înțelegi? Patroane, cu cine mai ai contract acum? Mă ne pune, mă. Mai jos și tu, ce fac? Oh, no. Cine filmează acum? Eu? Tu filmezi, da. Oh, nu mi-am dat seama, patroane. Până dacă ai tremură mâinile. Nu, șterg filmarea, că am filmat-o eu, patroane. Ba da, o șterg acum. Îți bag benzină în mașină. În asta nouă? Da. Îți bag benzină în asta nouă. Facem plinul? Să meargă bine, da. Asta e pe motorină, patroane? Da, îți dam 500 de mii să bag motorină. Bine, patroane. Să meargă bine. Și trebuie să fac și eu cinste, să aud mașina cumva. Da, trebuie să dai și tu de BU să aud mașina. Păi da. Vedem noi cum facem la apartament, când vine și Alin. Asta e, să vină și Alin. Păi da. Și Mihaela. Foarte bine. Deci acum v-ați convins de alte contracte și astea. Da. E tot mai bine cu noi. Patron, l-avem pe John aici. Ce să facem, prieteni? Prieteni, viața asta e, când duci greutate, e foarte rău. Când dai, n-ai gânduri, n-ai stresuri, n-ai nimic, ai foarte bine. Păi da. Să mănânci o ceapă cu pâine, cum spunea bărbatul meu, dar să fii sănătos, să n-ai grijuri, să n-ai băcaturi. Să fii liber și sănătos. Și liber și să nu fii bon la. Păi da. Că când ești bon la, poți să dai și bani, poți să dai și tot, pe orice, pe medicamente și nu... Intră boala în om, cu greu să mai se ia. Așa e, patron. Înțelegeți? Când eram tânăr, n-aveam gânduri, n-aveam nevoie și eu și bărbatul meu umbram, beam, mâncam.
tăiam oile la cort acolo, beam țuică cu, de cireaș acolo, că era țuică de cireaș la munți. Și n-aveam nimică, prieteni. Și eram sănătoși și lucram la cazane, la căldări cu bărbatul meu. Făceam bărbatul meu cazanele, luam bandă la oameni, brânză, oi acolo la munți. Da? Da, brânză. Când te duc, când te duc odată la țară, cu alitul, să te duci cu noi. La țară acolo, la stăpân? Da, la, la, la munte. La tăi. Munte? Oh. Când ai vede Cristi ce prieteni am. Aș vrea să-i cunosc. M-am lăsat loc de bună zoie, n-am înșelat oamenii cu cazanele să le băgăm prum. Noi n-am făcut așa ceva. Cât era cazanul, făceam arama, atâta plăteau oamenii. Foarte bine, că poate. Că ne mai dăteau oaie, că ne mai dăteau caș de brânză. Ne-a dat, acum dacă mă duc și toți să-mi dă câte, câte două chile de țuică de cireașă, gratis. Din cazanele care le-a făcut bărbatul. Păi da, frumos din partea lor, că n-au uitat. Da, e omenie, asta contează. Atunci, ce face ăla acolo la mașina? John, ce faci? Vezi să nu-mi iei vopseaua. Se uită și ăla. Omenia e mai mare, Cristi, omenia e mai mare ca banca tot când îți lași omenie. Păi da. Ai văzut și fanii care ne urmăresc, le-a dat Dumnezeu sănătate, care s-a rugat pentru copilul meu. Și le-a fost cuvintele aurite la Dumnezeu. Așa e, patron. Dumnezeu să le ajută și la copilul meu și la nepoții mei, lui Alin și lui Ursul. Să le iartă de greșeală. La toată lumea, patron. Să le ajută Dumnezeu și Maica Sfântă și toți sfinții din țară care mă rog eu la ei. Să ajute la copiii mei și la prietenii, la fanii care ne urmăresc și care ne-a ajutat. Să le ajută Dumnezeu. Pe ce canal am filmat, patron? Pe alu Leo, nu? Pe alu Leo. Și care nu, nu ne-a făcut rău, să le ajută Dumnezeu. La toți prietenii și la toți fanii. Care n-a făcut rău la familia mea. Și Dumnezeu e mare, există și Maica Sfântă, că mi-a arătat de multe ori Dumnezeu. Și Maica Sfântă, că ne iubește. Și ne ajută la greutăți. Ne ajută prieteni și la boală și la tot. Dumnezeu nu ne lasă. Ne iubește. Că suntem credincioși. Și Alin e credincios, și Leo e credincios, și eu, și Ursul. Și Dumnezeu ne iubește, prieteni. Și mulțumesc lui Dumnezeu și lui Maica Sfântă. Și toți sfinți. Și mă rog toată viața mea la sfinți. Și mă duc la biserică duminică să mai mă iartă Dumnezeu, că cât am fost aici la apartament, nu prea mai am fost. N-am avut cu cine să merg, ba așa, ba așa, dar eu la casa, la mine, mă duc pe fiecare duminică la, la rugăciune, că așa trebuie să te duci. Patrona, și Mihaela e credincioasă, și eu sunt credincios, și John e credincios. Fiecare pe credința voastră. Păi da, fiecare. Credința noastră. Fiecare pe credința voastră. Patrona, avem 13 minute. Mulțumim, prieteni, și sănătate multă și să urmăriți mult pe canalul lui Leo, că l-a ajutat și pe el, pe Năcăjit. Și pe alu Alin de la Strehaia. Pe alu Alin și pe David de la Strehaia. David și Cristi și toți. Cristi Marin de la Strehaia, patroana. Și Anca. Sănătate bună. Numai bine. Numai bine.